Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Capricorn. Haideți să facem o etalare temporală, să vedem ce vă așteaptă în viitorul apropiat ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Capricorn, cu ascendent descendent, Luna, Marte, Venus, Nodul Nord, Nodul Sud, Lilith, în viitorul apropiat, evenimente importante Capricorn. George Aud. Elena. Aici este realizarea unui conflict. Este realizarea unui conflict din mai multe. O secundă. Cineva nu vrea să spun asta. Este realizarea unui conflict din partea mai multor persoane. Foarte multe, aici e o chestiune specifică, clar. Cineva stă la discuții noaptea aici și văd un rac. Cineva poartă foarte multe discuții noaptea în legătură cu un conflict. Aici cineva vrea să creeze un conflict cuiva, dar nu poate să facă nimic din lucrurile astea. Pentru că cineva înțelege că o persoană aici este foarte protejată. Și mai mult decât atât, cuiva îi se întoarce tot timpul treaba asta. De ce parte tu ești tu? Ia, te rog frumos, unde rezonezi. Ideea este că aici cineva știe că o persoană are dreptate și mai mult decât atât, este o persoană foarte respectată și are foarte mare victorie prin tot ceea ce spune. O persoană are dreptate și vorbește într-un dreptate. Este foarte similar ce am văzut la Fecioară, din câte văd, unde era și Pești și Fecioară. Aici tu ai și Leu, clar, și cineva din trecutul tău, o zodie de apă, am văzut Pești acolo și Fecioară. Aici cineva te apără foarte mult, te apără foarte mult. Persoana asta știe ce conflict se întâmplă prin spatele tău și aici tu ai Leu și Capricorn, că ești Leu cu ascendent în Capricorn sau cum rezonează pentru tine. Cineva te apără foarte tare și aici este cineva care are grijă de tine din punct de vedere spiritual, pe lângă toți protectorii tăi, ca să spunem așa. Cineva are foarte mare grijă de tine. O secundă. Este ca și cum cineva aici pune la punct mai multe persoane și poartă o discuție. Cineva aude ceva și spune: vă rog frumos, conflictul ăsta, dar nu cred că e cu vă rog frumos aici. Și am spus Fecioară, uite, stai și la Fecioară, cu doi de bâte. Cineva spune, nu cred că spune vă rog frumos aici. Cineva spune aici, am auzit despre asta, știu ce se întâmplă. Exact ce am văzut la Fecioară. Să nu se atingă nimeni de persoana mea. Asul de slăbi și 5 de bâte? Exact. Marea preoteasă, 10 de slăbi și 8 de slăbi. Să nu se atingă nimeni de persoana mea. Luna. Discuții. Cineva își apără persoana dragă aici. Un bărbat apără o femeie. Un bărbat apără o femeie din zodia Leu, care tu ești aici Leu și Capricorn și de-aia mi-a căzut așa și uite-te și la Fecioară și la Pești. Uite, am spus Pești. Un bărbat care are și Pești și Fecioară. Un bărbat vrea să aibă grijă de tine aici. Tu nu știi, este cineva din trecutul tău. Persoana asta trage sforurile prin spatele tău ca să țină departe și mai mult decât atât să pună toată lumea la punct și să înțeleagă că nu are de ce să se apropie de tine. Atâta timp cât este bărbatul ăsta, nu are de ce să se apropie de tine persoanele astea. Pentru că este cineva ca și cum, dar ce credeți că persoana asta nu are pe nimeni sau ce credeți că nu există nimeni să fie alături de persoana asta? Exact. Stați acolo. Nu permite nimănui. Nimănui nu permite să se apropie de tine. Și crede-mă că bărbatul ăsta este foarte influent. Indiferent de statutul lui, are o influență foarte mare asupra persoanelor ăstora. Asupra cu pe șapte de monede, ți-a greșit foarte mult din punct de vedere emoțional acest bărbat. Sentimental, exact. Și el, în primul rând, se simte dator față de tine să facă lucrul ăsta. Uite, regele de cupe cu asul de monede, iar mi-a apărut. El se simte dator să facă treaba asta către tine și mai mult decât atât vrea să-i dai o șansă să te împaci cu el.
și să fiți împreună din nou, pentru că voi sunteți despărțiți acum. Am spus aici că ești leu. Și bărbatul ăsta are gemeni, pești și fecioară. El se simte dator față de tine. El știe că ești o persoană justă. El știe că l-ai ajutat foarte mult. Că ai fost foarte mult alături de el. Că ți-ai dedicat foarte mult timp, finanțe, aud, față de el. Iubire. Și el vrea un nou început cu tine. Vrea un nou început cu tine. Și vrea ca tu să fii în pace și în liniște. Nu vrea să ți se întâmple nimic. Exact. Și știe ce suferință ți-a provocat. Și mai mult decât atât, ai trecut printr-un eveniment foarte tulburător. Și persoana asta până aici a spus, nu mai accept așa ceva. Mai vreau energie pentru cei din zodia Capricorn. Exact ce am văzut acolo, incredibil. Regele de bute, regele de monede. Chiar posibil cineva din leu să te protejeze. Chiar posibil cineva din leu să te protejeze. Pentru că ai foarte mulți bărbați falși lângă tine. Să știi că o femeie din leu te protejează. Tu ești într-un conflict sau ai fost într-un conflict, asta e altă poveste. Cu niște persoane false din jurul tău. Cu un rege de bute. Cu cineva din berbec. Cu cineva din săgetător. Cu cineva din rac. Cu cineva din gemeni. Ai fost într-un conflict foarte mare. Și cineva din leu aici, o femeie din leu, te protejează. Aici o conexiune de tip suflete pereche. Indiferent care ar fi situația, vreau să vedeți. 6 de cupe, împăratul, steaua, împărăteasa și roata. Nimeni nu poate împiedica reuniunea asta între persoanele astea două. Pentru că aici cineva s-a opus foarte mult ca două persoane să nu se trezească. Dar aici femeia clar este foarte trează din câte văd. Și mai mult decât atât ești o persoană foarte spirituală. Dar bărbatul aici s-a trezit de curând. Și cineva aici spune, toată lumea asta din jurul meu a vrut să-mi țină ochii închiși ca eu să nu văd unde mi-era locul și să nu pot să prosper, să nu pot să merg mai departe, să nu pot să am succes, să nu pot să evoluez cu persoana mea dragă, să-mi țină persoana mea dragă departe de mine, să o atace și pe ea, să mă atace și pe mine, să ne pună piedici, să ne țină departe unul de celălalt, etc. Ok? Asta a fost și ideea aici pentru care bărbatul ăsta s-a și trezit și a spus nu, până aici. O secundă că mi-a căzut o parte jos. Mai vreau să văd energie pentru cei din zodia Capricorn, viitor apropiat. Descendent, luna Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. O să ai un nou început extraordinar de frumos, să știi. O să ai o binecuvântare pe partea financiară. Aici mă refer la doamne. O să ai o fericire foarte mare pe partea financiară. Și mai mult decât atât, o împlinire sufletească. Te reunești cu un suflet pereche. Chiar suflet geamăn. Aici pornești într-o aventură a vieții tale foarte frumoasă. Și nimeni nu mai are ce să facă. Turnul și lumea. Se dă toată lumea la o parte. Toată lumea primește turnul ăsta. Pentru ca tu să ai acest nou început. Toată lumea se dă la o parte. Încetinirea s-a terminat. Noul tău început are loc. Nu mai există a treia energie. Indiferent câte persoane ar fi, nu mai există a treia energie. Nu mai există alte persoane. Nu vor mai exista ascunzișuri și minciuni. Nu vor mai exista, inclusiv persoana ta și-a schimbat total comportamentul și a scos la suprafață, a realizat tot ce trebuia să realizeze. Și îi este teamă că este prea târziu și că nu mai poate să ajungă la tine. Te-a căutat persoana asta și posibil să te fi căutat sau să te caute pentru că tu n-ai vrut să mai discuți cu bărbatul ăsta, posibil să te fi căutat după un alt număr sau să fi încercat să te sune, nu știu, oricum văd că persoana asta este blocată la tine și vrea să ia legătura cu tine în mod disperat. Dar ideea este că și aud că cineva vine către casa ta pentru că n-are cum să ia legătura cu tine telefonic. Ia să vedem cine vine către casa ta aici cu 4 de bute. Că l-am văzut pe bărbatul ăsta că vine către casa ta.
bărbatul ăsta vrea acum o relație foarte stabilă cu tine. Te recunoaște ca suflet geamănaut. Te recunoaște ca jumătatea lui. Cineva vrea să vindece această situație cu tine. Vrea să spună, mi-am învățat lecția, s-a terminat, am înțeles cine erau persoanele din jurul meu. Sau mi-a trebuit destul de mult timp ca să mă vindec și să înțeleg punctul tău de vedere, pentru că tu ai spus bărbatului ăsta de foarte multe ori. Cine vine către casa ta cu justiția și 10 de cupe? Uite, regele ăsta de cupe cu asul de monede. Dar el înainte să vină, el a fost cu cineva din săgetător. Dar el blochează persoana asta din săgetător să n-ajungă la tine. Nici nu-i permite acestei persoane să ajungă la tine. Că a treia energie este foarte înverșunată, că bărbatul ăsta te-a iubit pe tine întotdeauna. De ce respinge bărbatul ăsta persoana aia de cupe și echilibru? Nici să nu se gândească. Și am văzut și la fecioară, ce am văzut și aici, la săgetător, tu aici, la pești. El nu mai vrea. Deci el nu mai vrea și știe că a făcut foarte mult rău femeia aia. Din aversiune pentru tine și știind că el te iubea pe tine, a făcut foarte mult rău. Nici să nu se mai gândească să se apropie, pentru că el nu permite așa ceva. Poate să fie cineva care se luptă chiar și cu familia lui, cred sau nu, pentru tine. Cineva care spune, orice ar fi, puteți să faceți ce vreți sau poți să faci ce vrei, că de persoana mea n-ai ce să te apropii și persoana mea, lângă persoana mea n-ai ce să cauți, ok? De ce vrea regele ăsta de cupe să fie cu tine împreună acum? Regretă tot ce ți-a făcut. El n-a vrut femeia aia. A fost o karmă. A fost o alegere greșită. Regretă evenimentele lui din trecut. Vrea o familie cu tine. Și vrea ca totul de data asta să fie drept, curat și cinstit. Și vrea, el a realizat, s-a trezit că conexiunea, a voastră conexiune este una magică. Ok? Și se întâmplă o singură dată în viață și că ești sufletul lui pereche. El a realizat ce prezență ești, ai fost și ești tu în viața lui. El a realizat toate lucrurile astea. De-aia. Nici n-am ce să întreb mai mult decât atât, pentru că sunt toate cărțile pozitive, toate stă aici. El vrea o familie cu tine. Vrea să nu mai plece de lângă tine. Îi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat în trecut. Îi pare rău că a ascultat de altcineva. Bărbatul ăsta a avut și foarte multe traume din partea tatălui, din câte văd. Și este cineva care n-a avut încredere deloc în el. Mai vreau să fac o clarificare și încheiem, pentru că am fost în clar viziunea mea. Femeia oricum este blocată. Cred că chiar bărbatul ăsta a blocat-o, pentru că e o energie obsesivă. De ce nu mai vrea bărbatul ăsta, femeia asta cu echilibru și 3 de cupe? Este o femeie rece, dar obsesivă. Ciudat. Pentru că el a realizat că te iubește pe tine. Deci cu asta să bișească 6 de cupe. Da, a realizat că te iubește pe tine. Și că el n-a vrut-o de la bun început, dar ea a avut o energie foarte obsesivă vis-a-vis de el și s-ar putea să-i fost un compromis pentru partea financiară. De ce nu mai vrea femeia aia? Ți-am spus, pentru că tu ai Leo aici și Capricorn, pentru că s-a îndrăgostit de tine și pentru că asta e destinul. Așa trebuie să se întâmple. Te rog eu, uite-te și la săgetător, fecioară și pești și Leo. Cum s-a despărțit de femeia? Pentru că s-a despărțit deja. El a vrut prin liniște și pace să o facă, cu 9 de bâte și eremitul. E mult mai mare decât el, mult mai învârstă. Prin dreptate s-a despărțit de ea. Și cu foarte mult scandal, cu o discuție foarte aprinsă în care probabil femeia asta a vrut să facă șantaj emoțional cu el, dar n-a mai mers lucrul ăsta. De ce ar trebui să se despartă de ea în felul ăsta cu turnul 5 de săbii? Pentru că femeia respectivă a făcut o obsesie foarte mare pentru el și mai ales o obsesie foarte mare pe tine. Ce l-a respins-o cu totul. Da. Pentru că femeia a adus în viața lui numai conflict. A fost o karmă. A adus numai conflict în viața lui. Și mai mult decât atât, pentru unele dintre voi, ea a stat în spate a ceva ce ți s-a întâmplat ție și el a aflat lucrul ăsta. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Capricorn. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.